Ne aflăm, iată, la finalul jocului dintre Universitatea Craiova și FC Steaua București, contând pentru sferturile de finală ale Cupei României, joc încheiat cu scorul de 0-1. Îi aveți alături de dumneavoastră pe antrenorul principal al Stelii București, domnul Constantin Vâlcă, căruia dau cuvântul. Bună seara! Cred că, în prisma faptului că a fost ultimul joc, a fost un joc important și pentru noi și pentru Craiova. Craiova venea după serie de jocuri fără înfrângere. A fost o atmosferă propice pentru fotbal. Păcat că nu o să mai existe acest stadion. Ne bucurăm mult că am câștigat după prima repriză bună. După aceea, în a doua repriză, au ieșit primele 10-15 minute mult mai bine ca noi. După aceea am echilibrat puțin jocul și am câștigat acest meci, care era important pentru noi, pentru că Cupa României e importantă și sper să o aducem în vitrina clubului. Cum vi se par celelalte adversare? Ultima este Petrolul, penultima, să spunem așa. Poate sunt echipe foarte bune. Își doresc să câștige Cupa României și sper să trecem de fiecare echipă care o întâlnim, să câștigăm această cupă. Vi s-a părut penalti? Era foarte departe. Să vă spun adevărul, era foarte, nu știu ce a fluierat, m-am întors după aceea la bancă, dar era foarte departe de fază. Vă ajută asemenea arbitrajul pentru meciul în cupele europene? Nu fi fost. Eu nu v-am zis, am fost prea departe. Nu, dar vorbesc de arbitrajul pe tot parcursul meciului. De ce? A fost prosteaua. Părerea mea. E părerea dumneavoastră, nu ce să facem. Dacă începem cu... Nu, nu mai pot, puteți să spuneți... Să... Cine? 20.000 de oameni care au zis la fel. Normal că susțin echipa Craiovei. Dacă erau 20.000 sau 25.000 de steliști, spuneau... Erau... Arbitrajul a fost foarte bun. Eu am spus, domnul Tură este un arbitru care îl apreciez. Atunci, întrebați-l pe dumnealui dacă a fost penalti sau nu. M-a spus, eu eram prea departe de fază. Eu cred că prima repriză am dominat total echipa Craiovei, ne-am creat ocazii de gol. Doua repriză m-a spus, au ieșit mai bine primele 10-15 minute. După aceea am echilibrat jocul. Nimic mai mult. Mă poartă noroc pentru tot, dar... Noi încercăm să câștigăm cu orice arbitru. Ce am văzut astăzi în plus față de Craiova? Care experiență, nu? Față de cei de la Craiova. Și jucători buni, bineînțeles. În prima repriză ați jucat mai mult cu rezervele. În a doua ați l-ați băgat pe Lucian Sărmătean. Era nevoie de acesta pentru a câștiga seara? Nu, ideea noastră era de la început să băgăm pe cei trei care au evoluat, pentru că să le ținem tonusul, nu? Pentru meciurile următoare, când ne gândim la meciul de joi din Europa League cu Dinamo Kiev. Indiferent de scor, intrăm. Cum i s-a părut terenul? Bun, la început, după aceea s-a stricat, normal. Dar am jucat pe același teren, am în două echipe, l-am spus. Păcat că nu o să mai... Nu, v-am spus, atmosfera e extraordinară, ca de fiecare dată la Craiova. Au niște suporteri minunați. Ok? Bună seara! Mulțumim!